Campaniile de recoltare în agricultură nu aduc de fiecare dată satisfacții tuturor cetățenilor. Asta reiese în urma problemelor create de societățile comerciale care își desfășoară activitatea de depozitare a cerealelor în silozuri. O problemă creată de o astfel de societate există și în municipiul Giurgiu. Pulberele provenite de la uscarea cerealelor le creează probleme locuitorilor și societăților care își desfășoară activitatea pe aleea plantelor. Oamenii spun că nu mai pot sta în propriile curți. Resturile de la cereale se pun pe rufele de pe sârmă și le intră în case pe geamuri. Din cauza silozului ne confruntăm cu praful care, sau eu știu ce rezultă în urma transferului boabelor, că-s de porumb, că-s de grâu, indiferent, care vin tot timpul spre casele noastre, spre curți. Nu poți să pui rufele pe sârmă, nu poți să lași geamuri deschise, deci tot timpul avem o problemă cu treaba aceasta. Cam de câți ani persistă această problemă? De când au început să lucreze, după ce au construit și acest depozit și cele din partea cealaltă, de atunci. Cu toate că noi, când au început să construiască, noi n-am semnat că suntem de acord. Pentru că cineva ne atenționase că o să fie problemele astea. Și n-am semnat. N-a semnat, cred că, niciunul din vecini. Și totuși, cred că nu au nevoie de semnătura noastră, că au construit. Uitați cum au început să vină deja. Da, astea sunt probleme. Uitați-vă pe orașul dumneavoastră. Da. Deci astea sunt probleme zilnice. Ați încercat să luați legătura cu autoritățile competente, să le spuneți disconfortul? Sincer, nu. Dar altcineva a făcut-o. Noi personal n-am făcut-o. Am discutat cu vecinii și au făcut-o. Dar deocamdată nu s-au luat nicio măsură. A fost vorba de construire. Noi am cerut o, așa zis, garanție că nu va fi praf, că nu va fi, și nu ni s-a dat această garanție. Ca urmare, nici noi n-am semnat acele. Dar pe semne că or fi semnat altcineva sau altcineva din vecin, după Dunării, cine știe. Nu știu ce să vă spun de semnături sau de nesemnături. Dar mi s-a spus că vor fi filtre, că nu știu ce, că va fi curat și totuși, să fete, no, când e sezonul, când pe semne usucă ei cerea, nu știu tehnologia ca atare, dar e foarte mult praf. Când a început perioada asta de campanie, cerealele care le aduc, nu există filtre, nu există un sistem de purare sau mai știu de filtrare a cerealelor și toată plava, toată mizeria vine în curte. Pe rufe, pe sitele de la geamuri, mașinile, deci totul trebuie să le spălăm, să le curățăm de fiecare dată. Nu se mai poate sta în curte pur și simplu. Ați luat legătura cu ei, ați încercat să vorbiți cu ei, să le explicați disconfortul care vi l-a dat? Am un vecin care lucrează acolo și am spus de fiecare dată. Bine, acum să anunțe șefii că ce depinde de ei a dat din numeri. Deci nu este de la, am văzut-o într-o perioadă, lucra chiar în spate acolo la filtrele acelea, am crezut că face ceva, dar nu s-a făcut nimic, nu s-a remediat nimic. Chiar vreau să-mi fac o sesizare și la Garda de Mediu, după cum vă spuneam mai devreme, pentru că nu se mai poate sta în casă. Pulberele de praf nu produc disconfort doar locuitorilor din zonă, ci și societăților care își desfășoară activitatea în imediat apropiere. Lucrătorii de aici se plâng de faptul că numărul clienților care vin să își spele mașinile s-a diminuat considerabil. În fiecare an, în perioada recoltei, ne confruntăm cu o mare problemă, o problemă care ne duce prejudicii foarte mari. În ce constă această problemă? Păi uitați, haideți să vă arăt de exemplu, în fiecare... De fiecare dată când lucrează silozul, sunt eliminate aceste resturi. Resturi care se pun și pe mașini, intră și în mașini, lucru care pentru noi nu e deloc benefic. Pierdem clienți și prejudice foarte mare pentru noi. Ați încercat să luați legătura cu reprezentanții firmei? S-a încercat în nenumărate rânduri să ajungem la o înțelegere cât se poate de normală și amiabilă cu ei. De fiecare dată ni s-a spus că vor rezolva problema. După cum se vede, problema persistă, n-au de gând să ia nicio măsură.
Ajunși la capătul răbdării, oamenii au făcut reclamații către organele competente care au în atribuții aplicarea legislației în astfel de situații. Odată sesizată, Garda de Mediu Giurgiu a fost instituția care a aplicat primele măsuri. Comisarii de control au descins la fața locului. În data de 14.10 s-a încheiat un act constatator, o notă de constatare la fața locului. Într-adevăr, reprezentanții acestei societăți au ajuns la concluzia că trebuie să remedieze această situație. I-am impus măsuri de remediere a situației, urmând ca până la termenul de 30.11 să ne raporteze ce hotărâre au luat în privința asta. Au venit la instituția noastră cu o adresă prin care ne înștiințează că, citez, conducerea societății a dispus luarea unor măsuri suplimentare de protecție, măsuri ce se vor materializa prin construcția după ventilatorul uscătorului a unei camere de mari dimensiuni. Termenul în care trebuie să se încadreze firma pentru remedierea situației este de 30 noiembrie. Există însă și posibilitatea ca reprezentanții societății să solicite Gărzii de Mediu o amânare a termenului, dar nu mai mare de 15 zile. Contactați telefonic reprezentanții societății, spun că au cunoștință de situația creată și că vor remedia situația creată până la data stabilită de comisarii Gărzii de Mediu, adică 30 noiembrie.